Da, ne-am întors la Liga Digisport, Dorin Bratu și Mihai Teja. Subiectul zilei, bineînțeles, în loții Belonii și ne aducem noi aminte că singurul reper pe care îl avem legat de loții Belonii și de antrenatul în România, nu vorbim de cariera lui ca jucător, este mandatul precedent de la echipa națională, pentru că nu a fost la o formație de club. Și ne aducem aminte cum a plecat atunci. Mulți suporteri ai echipei naționale au rămas așa cu un gust amar despre modul în care a plecat loții Belonii, numai că lucrurile nu sunt albe și negre, știu că au fost niște nuanțe, lucrurile n-au stat chiar așa. Și ca să punem lucrurile în context, loții Belonii a venit la Naționala României după Euro 2000, după American Nations, după ultima mare performanță a unei echipe naționale României, calificarea din în grupe, am ajuns în sferturi de finală, a început un proces de reconstrucție la Națională, lucrurile mergeau bine, cel puțin din cel de vedere al jocului, și al rezultatelor. Am fost în grupă cu Italia, cu o generație care urma să devină apoi campioană mondială. Era greu să sper la primul loc. Eram pe locul 2 în grupa aceea de calificare pentru mondialul din 2002, cu șanse mari de a ajunge la baraj. Am ajuns până la urmă la barajul acela cu Slovenia. Și Loții Belonii a primit o ofertă foarte bună, atât din punct de vedere profesional cât și financiar, de la Sporting Lisabona, și s-a dus să discute cu Mircea Sandu, președintele de atunci al FRF. Loții Belonii spunând că, din câte știu și din câte am înțeles, că vrea să rămână la Națională, dar să se prelungească un contractul pe încă 2 ani și pentru campania următoare pentru campionatul european, chiar dacă va rata calificarea la mondial, chiar dacă nu se va califica la baraj, pentru că nu știe cu cine pici la baraj, era o incertitudine. Noi atunci am avut noroc, să spunem, că am picat cu Slovenia, era cel mai facil adversar din cei pe care îi puteam întâlni atunci. Nu, cei de la FRF au zis că nu, să mai așteptăm, contractul era până la finalul campaniei, să vedem atunci, și atunci Loții Belonii, crezând, simțind că poate se pregătește altceva, că deja au vorbit cu un posibil succesor al lui pentru el, dacă va rata barajul, a zis că preferă siguranța ofertei de atunci, Sporting Lisabona, pe un salariu foarte mare, decât să aibă, nu știu, varianta că pică la baraj, este eliminat și apoi rămâne fără contract. Așa stau lucrurile. Nu știu, nu-mi dau seama dacă poate fi considerată o trădare, o putea proceda altfel. De punctul meu de vedere, nu cred că este o trădare. Probabil a vrut să știe viitorul dânsului pe următorii ani și ar fi dorit să rămână, dar după aceea, acum și din punct de vedere al federației pot să fii de acord, pentru că până la urmă am spus la echipa națională și la echipele de club, am spus în prima parte a emisiunii că pentru un antrenor sunt importante rezultatele și îndeplinirea obiectivelor. Adică cred că ăsta este punctul principal și nimeni nu-ți dă răgaz sau timp, vreo 6 ani, ca să poți să câștigi campionatul în ultimii 2 ani și 4 ani să construiești. Nu, cred că mai există așa ceva și nu există nicăieri. Și atunci mai rar să poată să ți se îndeplinească asemenea dorințe. Revenim noi, Mihai, asupra subiectului și asupra ideii. Vă promiteam că mergem la casa fotbalului, la sediul FRF, să vedem cum decurg acolo lucrurile, negocierile, discuțiile între Loții Belonii și șefii FRF. Ștefan Drăghici, reporterul DigiSport, este acolo. Ștefan, cum e? Frig? Te simt că... Spune care sunt ultimele discuții. Ce se întâmplă acolo? Bun găsit, Radu, bun găsit tuturor de aici, de la Casa Fotbalului, acolo unde Vladislav Belonii negociază cu Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță preluarea postului de selecționer al echipei naționale de fotbal a României. Cei trei se află în ședință de mai bine de 3 ore și jumătate, mai exact de la ora 12. Lazo Belloni a ajuns în țară aseară, unde a fost așteptat la aeroport chiar de către Mihai Stoichiță. Din informațiile noastre, înțelegerea pe care i-a propus-o Federația Română de Fotbal lui Lazo Belloni se întinde pe 2 ani, deși acesta și-ar fi dorit o înțelegere pe 4 ani. Pentru Lazo Belloni ar fi a doua revenire la echipa națională, după ce a mai condus-o pe aceasta în urmă cu 21 de ani pentru preliminariile campionatului mondial din 2002. Ultima înțelegere a lui Lazo Belloni a fost cu Panathinaikos Athena în 2021. Acesta s-a despărțit în luna mai a anului trecut de către echipa din campionatul grec. Obiectivul lui Lazo Belloni va fi calificarea la campionatul european din Franța din 2024. Noi vă vom ține la curent și cu alte detalii de aici, de la Casa Fotbalului, însă pentru moment acestea au fost detaliile de aici. Radu, înapoi la tine. Da, mulțumesc, Ștefan, pentru toate aceste amănunte foarte interesante. Da, ținem legătura.
vom mai intra în direct, vă vom mai ține la curent cu tot ce se întâmplă acolo la Casa Fotbalului, cum spuneam, așteptăm să iasă fumul alb. Mihai, se leagă ce vorbeam noi cu ce ne-a spus Ștefan Drăghici acum, durata contractului. Contează? Exact. Fiecare președinte sau fiecare patron își dorește performanță și atunci ai un obiectiv, campionatul european sau campionatul european din Franța, unde Loții Beronii știe foarte bine această țară. Probabil, da, vor performanță, vor neapărat echipa națională. Cel puțin să se specifice clar acolo că intră și barajul în contract. Să nu mai pățim ce am pățit, da, cum era, da, răbdă, da, sau ce era să pățim, de fapt, că cu n-am mai siguranță nu va mai fi această problemă. V-am spus, din punctul meu de vedere, nu cred că la echipa națională reconstrucție. Eu nu cred. Reconstrucție poate să fie la o echipă de club, după o perioadă cum a avut Barcelona de 10 ani, în care a câștigat tot ce se putea, a avut o generație de excepție și poți să spui, domne, un an, doi ani, așteptând 3 ani o altă generație, încercăm să luăm jucători tineri la fel de talentați, dar care să-i formăm într-o metodologie și așa mai departe. Dar reconstrucția la echipa națională, și Florin poate să spună, eu am fost și eu 4 luni la echipa națională de tineret, acum și Florin aici, în 3 zile ce să faci? Cum să îi duci pe jucători? În afară de a pregăti meciul din punct de vedere tactic și n-ai timp nici din punct de vedere fizic, nici din alt, psihologic și tactic, cred că poți să pregătești meciul în 2-3 zile ca să poți să-l câștigi pentru meciul respectiv. Și de la meci la fel, de la meci la meci diferă adversarul și trebuie să te adaptezi un pic și la, pentru că noi n-am ajuns la un nivel încât să putem să dominăm prin filozofia noastră, să dominăm celelalte echipe. Și atunci trebuie să te adaptezi ca să obții rezultate, la fel peste tot. Mihai, revenim cu discuțiile, dar acum vă prometeam eu că vom discuta, vom avea reacții, vom vorbi cu oameni care cunosc metodele de lucru ale lui Loții Beroni și un reper foarte bun despre modul în care face selecția, modul în care lucrează, în care vede jucătorii tineri, este Paul Codrea, cel care a debutat la echipa națională în mandatul lui Loții Beroni. Avem plăcerea să-l salutăm. Salut, Paul! Salut, bine v-am găsit! Salutări invitațiilor! Ce salut, faci? Salutăm, Paul! Ce faci? Cum ești? N-am mai vorbit de mult. Foarte bine, mulțumesc! Cum e vremea la Timișoara? Frumos, chiar e frumos. Soare. Soare? Aici plouă, e frig. Am văzut mai devreme la Casa Fotbalului. Banatul e altfel, știi că în Banat e vreme altfel. Și oameni sunt altfel. Mai liniștiți, mai calm. Mulțumim, Paul, mulțumim. Ce senzație ai avut, Paul, în momentul în care ai văzut știrea că este aproape iminentă revenirea lui Loții Beroni la echipa națională? Un antrenor care a însemnat mult pentru cariera ta. Da, păi bineînțeles că în primul rând m-am bucurat pentru că, cum spui și tu, a fost antrenorul care m-a debutat la echipa națională și am sentimente pozitive față de el și mulțumesc încă o dată pe această cale că a avut încredere. În al doilea rând, cred că e o soluție foarte, foarte bună. Ar fi o soluție, acum să vedem dacă se și ajunge la un acord, dar cred că e omul potrivit la momentul potrivit. Da, noi încercăm să-l descoperim sau să-l redescoperim pe Loții Beroni și să mergem în timp și să ducem aminte de metodele pe care le avea atunci la echipa națională. Mi-aduc aminte că tu ai fost convocat după niște trialuri, nu? Se țineau asemenea trialuri, convoca Loții Beroni jucători promițători din întrecerea internă. Se jucau meciuri pe 23 august. Da. Cum a fost? Îți mai aduci aminte? Ne auzim? Da, 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 vă aud, așa, vă aud. Da. Cum a fost? Ți mai aduce aminte cum erau acele convocări? Crezi că ar mai putea fi valabile și în ziua de astăzi? Da, eu zic că da, de ce nu? Domnul Beroni a venit într-o perioadă grea pentru echipa națională, să zic, urma un schimb de generații. Țin minte că a pierdut în Italia, împotriva Italiei, pe San Siro, 3-0. În echipă încă era Gic Popescu, Belodedic, Dan Petrescu, jucători cu o anumită experiență, dar mai în vârstă, și după momentul ăla practic a urmat o reconstrucție. Țin minte că am fost la meci, eram la Naționale de Tineret și am urmărit meciul din tribună și noi la Tineret aveam echipă destul de bună atunci, în perioada aia, și plus că a făcut acele trialuri cu jucătorii din Liga 1, cred că am fost la 3-4 trialuri, printre care și pe Arena Națională. Și de acolo, practic, am ajuns în echipa națională titulari, eu, Mirel Rădoi și Marius Nicolae, chiar la meciul cu Italia, meciul retur.
Da, cum au fost primele întâlniri cu Loții Beroni? Cum îți amintești de el ca personalitate? Ce te-a lovit așa la început? Ce te-a impresionat? În ce măsură poate era diferit de ceilalți antrenori cu care ai lucrat tu? Da, mi-a plăcut simplitatea lui și rigurozitatea lui. Un om care stătea la masă cu mânca cu masiorii, care își făcea programul lui tot timpul, alergare. Țin minte că noi mergeam la autocar, la hotel cu autocarul, el mergea în alergare. Nu conta că ploua, că ningea, că era vânt, că era frig, el vedea de programul lui și asta m-a impresionat. Pentru că a alergat după autocarul vostru, nu? A alergat după autocar, exact. Metodele lui mi-au plăcut foarte mult, foarte strict, foarte rigulos, dar în același timp și foarte deschis, colabora foarte bine, discuții individuale cu jucătorii, mai ales cu cei tineri, probabil că noi cei tineri aveam nevoie mai mult de anumite încurajări și susținere. Dar un om foarte deschis. Se vede că trăiește în Franța, cum a zis și Mihai, are altă mentalitate, e deschis. Nu că românii n-ar avea mentalitate, și noi avem mentalitate, dar totuși Occidentul parcă oferă ceva în plus. Dar ți-aduce aminte și cum a fost despărțirea, care a venit foarte repede. Ai văzut, acum au fost nu știu câți jucători la conducere să ceară să rămână Mirel Rădoi. Voi atunci ați avut vreo intenție? Sincer, nu mai țin minte, dar nu cred. Acum e o eră mai, cum să zic, mai open, așa, mai deschisă de comunicare. Atunci nu prea aveam obiceiurile astea să intervenim. Era strict o problemă între federație și ce antrenor. Cred că așa e normal să fie, să păstrăm anumite limite. Adică cred că jucătorii n-au ce să se bage în discuțiile astea. Dar voi cum ați perceput totuși ca jucători acel moment când a plecat? Știu că era o stare de incertitudine, nu se știa exact, va rămâne, va pleca. Tu personal, e mereu o dezamăgire să plece omul cu care colaborezi foarte bine și cu care echipa mergea foarte bine, avea perspective foarte bune, dar îl înțeleg și pe el. Acum și eu sunt antrenor și eu dacă mâine aș primi o ofertă mult mai bună și mai clară, cum a spus dumneavoastră înainte că lucrurile erau un pic neclare cu contractul cu federația, cred că a luat cea mai bună decizie pentru el. E un om echilibrat, cred că a cântărit foarte bine ambele variante și a ales ce a fost mai bine pentru el. Și într-un fel e bine că a mers acolo, că l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo. Deși ne gândim totuși că ar fi fost descoperit până la urmă Cristiano Ronaldo și altfel. Dar da, într-adevăr, da, e un merit, nu numai în cazul lui Cristiano Ronaldo, și pe Varan, mi-aduc aminte, l-a promovat la prima echipă, Petr Cech, parcă a lucrat cu el la Rennes și așa mai departe. Sunt jucători importanți. Dar poți să spui despre Loții Beroni că e un antrenor dur? S-a conturat așa o imagine? Sau strict? Care e cuvântul potrivit? Corect, strict. Și mie îmi place foarte mult mentalitatea asta. Nu confundă lucrurile, nu-ți permiți cu el glume care nu și-au rostul. Cred că trebuie să existe o distanță între jucători și antrenori. Nu-mi plac când lucrurile merg, cum a spus dumneavoastră, jucătorii să ceară președintelui. În străinătate nu există vorbe între jucători și președinte. Practic tu nici nu-l cunoști pe președinte. Președinte îl vezi poate nici când semnezi contractul. În rest nu discuți nimica cu el. Aici ne permitem un pic ca multe discuții cu președintele. Cred că trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să lăsăm oamenii care conduc să conducă, că de aia sunt acolo. Și să respectăm ceea ce ei ne transmit. Și atâta tot. Jucătorul să fie jucător, antrenorul antrenor, președintele președinte. Stop. Nu se bage jucătorul să spună la președinte pe cine să pună antrenor. Mi se pare că asta e deja diletantism, amatorism, nu-i mai ce trebuie. Și ți se pare mai apropiat de imaginea unui antrenor străin, Loții Beroni, decât cea a unui antrenor român? Păi este. Cum a zis și Mihai, el a trăit mai toată viața în străinătate. Deci el este. Dar le îmbine foarte bine pe amândouă, pentru că a fost un mare jucător român. A demonstrat la echipa națională, a demonstrat în campionatul Franței, al Belgiei, la națională, că e un antrenor valoros. Paul, mi se pare că ești foarte conectat, deși n-am mai auzit foarte multe. Chiar a fost o surpriză când am văzut că ai intrat prin telefon. Ce părere ai despre faptul că se spune despre Loții Beroni că este conflictual? Adică ai citit, nu că ai ști că este, sau, dar ai citit ce s-a întâmplat la Panathinaikos, ce s-a întâmplat înainte în Belgia? Nu știu ce să zic, dar mie nu mi se pare un tip conflictual. Mi se pare un om cu o direcție bine stabilită și probabil că au fost anumite probleme. Eu nu-l văd așa. Acum n-am de unde să știu ce s-a întâmplat în locurile respective. Poate că avea el dreptate și de aia s-a ajuns la un conflict. Corect. N-a renunțat la poziția lui, dar mie mi se pare un om super echilibrat și de mare calitate.
Când ai vorbit ultima oară cu domnul Bălăni? N-am mai vorbit de mult, din păcate. Acum ai prilejul, probabil. Da, ți-am zis, nu îmi permit, nu vreau să deranjez, las pe om să-și facă treaba, n-am eu ce să-l spun. Poate așa un mesaj de încurajare, dar atât și nimic mai mult, pentru că el are o misiune, acum are de lucru, n-are el timp de povești cu mine. Paul, dar la cum îl cunoști, cum știi modul în care lucrează și cum vede lucrurile, un contract pe 2 ani sau pe 4 ani, cum crezi că s-ar potrivi? Adică cu un obiectiv imediat, calificarea la următorul turneu final, cel care este de campionat european, sau un proces așa mai lung de construcție? Nu știu ce își dorește și el. Acum putem să spunem orice. Eu aș vedea un contract pe 4 ani. Sunt convins că în următorii 2 ani e foarte greu ca cineva, și dacă ar veni Guardiola, nu știu ce ar putea să facă. Cum a spus și Mihai, echipa națională e greu de antrenat. Vii 3 zile, jucătorii nu sunt mereu aceiași la dispoziție, unii sunt accidentați, unii nu sunt în formă, unii nu sunt disponibili în alte motive, acum mai e și COVID-ul. Cred că e greu să te miști așa pe termen scurt. Cred că la națională trebuie calm, liniște și termen lung, cât mai lung, părerea mea. Dar spuneai că nici dacă ar veni Guardiola, dar dacă ar veni Antonio Conte, fostul tău antrenor, ce crezi că ar fi? Chiar? Ai mai urmărit traseul? Te prindem rar la telefon, așa că încercăm să vorbim despre mai multe lucruri. Da, Antonio Conte, sincer, e un antrenor special. Are acea nebunie bună și un antrenor de mare calitate, de mare, mare calitate. Dar cred că nici el nu cred că poate să schimbe. Totuși, trebuie să ne raportăm la fondul de jucători pe care îl avem, să nu ne amăgim cu iluzii, că noi în fiecare an plecăm la drum cu speranțe, cu foarte mari speranțe. Trebuie să fim puțin mai obiectivi, să vedem realitatea, să ne dăm seama că avem un campionat care e din ce în ce mai slab, nu din ce în ce mai bun. Jucătorii din străinătate nu toți s-au impus pe unde joacă și atunci hai să nu mai fim așa pretențioși, să avem puțină răbdare și clemență față de următorul antrenor. Avem, Paul, răbdarea nu ne lipsește, avem răbdare de vreo 20 ceva de ani să ne calificăm la un campionat mondial și mai avem. Frângere, suntem aici să schimbăm antrenorul, să-l aducem pe altul, pe altul. Păi noi n-am vrut să-l schimbăm nici pe Mirel Rădoi, nici pe Cosmin Contra, ei au plecat. Păi au plecat pentru că nu e ușor să faci față presiunii, la atâtea critici, la atâtea păreri. Mereu, și criticile au venit în urma lipsei rezultatelor, n-au venit, dacă ne-am fi calificat, nu cred că ar fost critici. Nici fondul de jucători nu antrenează, cum a spus, de Bielsa și Guardiola. Bielsa poate să fie un antrenor foarte bun, dar dacă ar fi la City, Bielsa și Guardiola la Leeds, poate că ar lua și Bielsa trofee și Guardiola n-ar mai lua, dar asta este, acum asta e realitatea. Da. Uite, vorbim despre jucătorii, Paul, și despre jucători. Poate ar lua trofeu. Da, vorbim despre jucători și despre jucătorii români din străinătate. Tu ai avut o experiență foarte bogată în Italia. Cum ți se par jucătorii noștri de acolo? Te așteptai, de exemplu, mai mult la un Man, Mihăilă? S-a vorbit așa exploziv despre modul în care au debutat, în care au început aventura în Italia, dar parcă lucrurile s-au mai stins. Noi în România suntem obișnuiți cu verdictele astea rapide, exploziv, diamant, briliant, așa mai departe. În străinătate, ca să fii jucător valoros, trebuie să demonstrezi pe parcursul a 2, 3, 5 ani, nu? Sau măcar un sezon întreg. Noi, după două meciuri, deja îi facem Pele și Ronaldo. Deci știam că le va fi greu la Man și la Mihăilă, pentru că ei sunt ținuți în brațe, ei sunt de presă, de club, de patron. Relația e mai mult decât jucător-patron, e câteodată e finul cu nașul, nașul cu finul și nu sunt relații normale. Și atunci când te duci într-un fotbal profesionist cu o mentalitate corectă, ai probleme, pentru că nu-i mai nimeni acolo să te ia în braze, să te pupe, să te alinte, să fie lângă tine și acolo toată lumea își vede de treabă, au obiective setate, trebuie să-ți îndeplinești obiectivul, ai concurență în fiecare zi la antrenament. La Conte, de exemplu, dacă erai cel mai bun la un meci, la următorul, dacă nu te antrenai bine în timpul săptămânii, nu prindeai nici lotul de 18. Deci nu scrie niciunde că tu ești titular doar că ai jucat bine un meci. Deci asta e mentalitatea corectă. Mulțumesc foarte mult, Paul, pentru toate aceste detalii. Mai așteptăm și altă dată, ne face plăcere să vorbim. Avem cu multe lucruri interesante despre care să discutăm. Salut pe Florin, urez baftă, la fel și lui Mihai. Te salutăm, Paul. Mersi. Mulțumesc, Paul, și succes și ție. Numai bine. Suntem, sau cel puțin eu sunt dator și cu o prezentare, pentru că am băgat în seamă. Da. Telespectatorii, cred că trebuie să știe. Cristi Zagaraniuc ni s-a alăturat. Bună ne ziua. Bucurăm, ne face plăcere, dar
ca să evităm orice am fel de confuzie. Da, da, da. Și a intrat direct în problemă, a preluat frâiele. Dar luăm noi acum o scurtă pauză și revenim cu discuții despre Loții Beroni și să vedem ultimele noutăți ce se mai întâmplă acolo la Casa Fotbalului.